Candidatul PDL pentru funcția de primar al Timișoarei, Gheorghe Nodiți, a declarat că nu s-a așteptat ca el să fie nominalizat în cursa pentru funcția de edil al Timișoarei. Directorul Spitalului Clinic Județean de Urgență Timișoara nu știe care erau celelalte persoane care puteau deveni candidați pentru fotoliul de primar din partea PDL. Am fost și surprins de nominalizare. Totuși am considerat-o ca o ofertă de respect față de activitatea mea profesională și, de ce nu, și activitatea politică. Actuala administrație o administrație obosită. Deci o administrație care, nu putem spune că nu au avut un avânt de-a lungul anilor și au încercat să facă anumite lucruri, dar se vede că Timișoara, în momentul de față, este pe un loc destul de jos față de celelalte orașe din România. Știți foarte bine, Timișoara a fost un oraș care întotdeauna s-a considerat un oraș pe primul loc în țară din toate punctele de vedere. Și locul Timișorii, și oamenii Timișorii, și economia care s-a dezvoltat în Timișoara. Deci sunt lucruri care, cum să vă spun, au nevoie de un pic de elan, un pic de avânt și, să spun eu, un concept nou vis-a-vis de administrația locală. Până să-și anunțe candidatura, Gheorghe Nodiți se vehicula cu totul alte nume pe care PDL Timiș să le arunce în cursa pentru funcția de primar, și anume cel al lui Valeriu Tabără, fostul ministru al agriculturii, precum și cel al deputatului Alin Popoviciu.